Suntem 26 noiembrie 2018. Cum vă numiți? Mariana Mărcuțeanu. Doamna Mariana, ați venit la mine, povestiți puțin cazul dumneavoastră. Am venit la mine că trebuia să... Nu știam ce să mai facă. Am fost la fel de medici. Da. Mi-a zis că boala mea e... Trebuie să facă 3 operații ca să pot să mă vindec și că durerile o să le am aceleași. Așa. Trebuie spus că ați făcut analizele și că... Ați fost propuse pentru operație. Da. Și că, mai mult decât atât, ați luat foarte multe antiinflamatoare. Și injecții foarte multe. Și injecții foarte multe. Haideți să vedem exact ce aveți. Aveți, în concluzie, hernie de disc la multiple nivele, cu extrupție pulpară migrantă și sechestru intracanalar, impunând consult medical. Aveți hernie de disc cu extrucție pulpară posteromediană și paramediană dreaptă, cu migrare caudală de 5 pe 17 pe 14 milimetri, cu sechestrare așa, pulpară de 7 mm, ce comprimă intracanalar filetele nervoase. Povestiți puțin durerile care le-ați avut. E stupid să discutăm. De 2 ore jumate am dureri groaznice. Da. Acum, săptămâna asta pare că m-a durut mai puțin, dar nu mai puțin, nu știam ce să mai iau. Luam și 4-5 inflamatoare, nu știam ce să mai... Și cum ați ajuns la mine, doamna? Am o verișoară aflat de la băiatul ei care lucrează aici în București. Și a aflat dumneavoastră și ea mi-a zis că după 2 ședințe s-a simțit foarte bine. Și zice, ai și tu cu mine, că zice, asta e soluția, că altceva n-am ce face. Bun, doamna Mariana, deja dumneavoastră dimineața ați luat, ce ați luat azi dimineața? Astăzi nu. Ieri dimineața? Ce ați luat? Tador, Bimovo și Nervo Calvin. Și nu simțeați că stomacul nu mai poate? Că... Stomac, ficatul, am început să iau și... Da. Marină, da. Mai putem, este strigător la cer. Lung de zile să suferi și nimeni să nu îți facă decât numai o propunere pentru operație. Dar operația asta, oare ce scop are? Căci după operație, mulți pacienți vin la mine propuși pentru a doua operație. Nu criticăm pe nimeni, dar discutăm. Dacă există o altă soluție, de ce să nu o facem pe aceea non-invazivă? Operația durerilor de spate fără bisturiu, without surgery. Deci, haideți, plimbați-vă după prima procedură, cum vă simțiți? Păi nu mai simt aici durerii. Da. Păi eu cum mergeam, simțeam așa în șorduri aici, ne-am durere, parcă mi se freca ceva acolo. Da. Haideți, vă rog, să puneți piciorul drept aici, pe taburete. Așa. Așa, și flexați în față. Așa. Eu când am fost la băi și m-am pus să fac exercițiile astea, că am fost și la băi, la Brădet. La Brădet, la băi, da. Da. Nu puteam. Hai, dați spune și piciorul celălalt. Pe nu mai bine. Hai, dați, vă rog. Mai simt decât aici puțin, dar nu mai simt pășul. Da. Nu mai simt... Există o diferență în sensul ăsta, da? Vă puneți, trebuie spus că nimeni n-a umblat pe coloana noastră și toată lumea v-a tratat. Da. Adică, da. Haideți, vă rog, să vă puneți în genunchi. Așa. Așa. Și un picior înainte și vă sprijiniți pe genunchile care îl puneți înainte cu 2 mâini. Și, nu, păi vă sprijiniți pe genunche și cu celălalt împingeți. Haideți, ne ridicăm. Haideți. Da, asta îmi trebuie. Și încă o dată, cu piciorul celălalt. Haideți, vă rog. 2 mâini. Haideți, vă rog. Da. Păi nu puteam să mă ridic așa, trebuia să vă... În mod sigur nu puteați. Nu, ce să vă spun? Doamna Mărcușan Mariana, dumneavoastră, o să intrați într-un program, veniți vă rog aici, o să intrați într-un program care o să implice remineralizarea structurii osoase prin procesarea alimentelor complet. De-abia aștept ca dumneavoastră, cu vorbele dumneavoastră, să-mi spuneți cum sunteți de data asta. Durează cam 4 luni de zile această remineralizare, dar efectul
se simte după a doua săptămână. Simți ce? Simți că ești practic alt om. Durerile dispar, ai poftă de viață, nu te mai doare nimic, nu te mai enervezi, stomacul și sistemul digestiv, colonul, intestinul subțire, intestinul gros, își refac funcția și această stare o simți din ce în ce mai, te simți din ce în ce mai bine, pe zi ce trece. Și asta vreau ca dumneavoastră să vă simțiți din ce în ce mai bine, pe zi ce trece. Vă doresc succes în acest program. Monitorizăm cazul dumneavoastră, propusă pentru operație și cine știe câte după. Doamne ajută să ne fie bine. Mulțumesc, numai bine, Doamne ajută. Bine, da.